Intervenție la limită în Gorj. Pompieri au salvat de la nec un bărbat care căzuse în râul Jiu. Omul de 56 de ani era la pescuit și s-a aventurat în apă, moment în care a fost surprins de curenții puternici. Cu ultimele puteri, pescarul a reușit să se prindă de o piatră la aproximativ 10 metri de mal și a așteptat ajutorul pompierilor, chemați de un trecător care a observat că omul are nevoie de ajutor. Pompierii au intervenit cu o coardă de salvare și au reușit în scurt timp să-l aducă pe bărbat teafăr la mal. Omul a refuzat să meargă la spital, dar a spus că va mai merge la pescuit.